Un bărbat a fost transportat de urgență la spital după ce a fost rănit în urma unui accident rutier. Evenimentul s-a petrecut între localitățile Bacova și Chevereșul Mare. Două mașini s-au izbit puternic, iar una dintre acestea s-a răsturnat. Marți, 17 septembrie 2024, în jurul orei 9:50, pompierii din cadrul stației Buziaș au intervenit pentru asigurarea măsurilor și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe drumul județean 892 în localitatea Bacova. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme dintre care unul s-a răsturnat. În urma evenimentului a rezultat o victimă care a fost transportată la spital de către ambulanța SAJ în stare conștientă și cooperantă. transmit reprezentanci i